Până la sfârșitul anului, restanțele financiare registrate de Clubul Sportiv Universitar Suceava ar trebui să fie achitate. Antrenorul CSU Adrian Chiruț a declarat că a avut întâlniri cu primarul municipiului Suceava Ion Lungu, care a spus că banii vor fi virați în cont. De asemenea, acesta a subliniat că a propus o ședință cu toți sponsorii echipei pentru a se discuta despre ce va urma anul viitor. Problema e că sunt handbaliști buni, cărora le expiră contractul și trebuie luată o decizie în privința acestora. Am fost la o discuție cu domnul primar, despre partea financiară s-a discutat, va încerca și va face tot posibilul să se achite de toată partea al contractului. Apoi am cerut să facem o ședință, va fi până la sfârșitul lunii cu finanțatorii principali ai echipei, primăria, Consiliul Local și Universitatea, să vedem să punem la punct viitorul an, pentru că sunt mulți jucători la final de contract și ar fi păcat să-i pierdem, mai ales că s-au investit în ei, sunt jucători autentici, s-au investit mulți bani aici și ar trebui să ne folosim de ei cât mai mult, dar bineînțeles trebuie să le și oferim, să le oferim ceea ce merită. Eu nu mi-aș dori să fie la Suceava o liniște financiară, o siguranță.